din nou și bine ați revenit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vorbim despre o temă care este foarte importantă pentru mine în ultima vreme. Este foarte importantă în general, nu doar în universul cărților, dar mi se pare că se poate aplica foarte bine și la cărți, și anume sustenabilitatea. Dacă puneți pur și simplu întrebarea cum pot să citesc mai sustenabil, răspunsul va fi extraordinar de simplu: treceți la format electronic. Vom vorbi și despre formatul electronic la un moment dat, dar urmărind, mentalitatea lui Marie Kondo, de exemplu, toată povestea asta cu minimalismul și reciclarea este extraordinar de importantă. Pe de altă parte, trebuie să acceptăm că anumite lucruri ne provoacă bucurie și oricât de minimaliști și de eco-friendly am vrea să fim, dacă ceva cu adevărat ne strânește bucurie, cred că este păcat să renunțăm complet la el. Pentru mine, așa cum probabil și pentru mulți dintre voi, cărțile strânesc bucurie. Faptul că am o bibliotecă plină de cărți, că am un perete plin de cărți și mă uit la el, efectiv, mă face să mă simt foarte bine. Și o casă în care nu există cărți, pentru că toată lumea citește pe e-book, mi s-ar părea goală, din multe puncte de vedere. Așadar, da, o să vorbim și despre e-books la un moment dat, dar, până atunci, haideți să vă spun care sunt 7 metode prin care eu cred că putem citi mai sustenabil. În primul rând, și aici o să-mi sară puțină lume în cap, cumpără mai puțin. Asta ar fi prima idee. Și spun că oamenii s-ar putea să îmi sară în cap pentru că în momentul în care cumpărăm cărți, încurajăm industria de carte și susținem industria de carte, ceea ce mi se pare complet adevărat. Însă, la ce mă refer este să nu mai cumpărăm compulsiv anumite cărți pe care nu ajungem să le citim. Dar nu cumva industria de carte ar fi mai susținută și mai încurajată dacă am cumpărat mai inteligent, de fapt? Pentru că să zicem că avem 10 cărți cumpărate pe care nu le citim niciodată. E foarte posibil să ne oprim acolo sau să mai cumpărăm alte 10 pe care nu le citim niciodată. Dar dacă poate cumpărăm 2 cărți care ne plac foarte tare, mai ajungem să mai cumpărăm încă 2 de la autorul respectiv, el face o referire la cineva într-o carte, mai cumpărăm încă 2 și tot așa. Cred că pe termen lung, asta, de fapt, se traduce într-un cumpărat mai inteligent versus un cumpărat în prostie. Mai mult decât atât, nu știu, mi se pare că multe dintre bibliotecile noastre sunt doldora de cărți pe care nu le-am citit și cred că este păcat să tot continuăm să cumpărăm în loc să ne gândim ce anume într-adevăr ne face plăcere să citim. Așadar, aruncați o privire foarte atentă la rafturile voastre, vedeți ce vă place, ce nu vă place și încercați mai întâi să luați cărți de acolo. Și apoi putem începe să cumpărăm mai inteligent, să susținem industria de carte un picuț mai smart și, într-adevăr, să facem niște alegeri mai conștiente. În al doilea rând, un lucru care iar mi se pare foarte important, deși iar intră în contradictoriu cu susținerea industriei de carte, este împrumutarea de cărți. Fie că vorbim despre împrumutul cărților de la bibliotecă sau împrumutarea lor de la prieteni, cumpăratul cărților de la anticariat la niște prețuri mult mai ieftine, eu mereu am considerat că romanele, cărțile în general, sunt făcute să circule. Și deși acum, nu știu, 10 ani să zicem, aveam și eu chestia asta că trebuie neapărat să dețin o carte, acum am început să fiu un picuț mai selectivă cu cărțile pe care le dețin și din motive de spațiu, printre altele. Pentru că, de exemplu, dacă am împrumutat o carte de la bibliotecă și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult, o să o cumpăr ca să o am. Dar dacă nu sunt sigură de un titlu, dacă nu sunt sigură că o să-mi placă autorul și am cum să o împrumut, atunci prefer să fac chestia asta. Și dacă stăm bine să ne gândim, atât bibliotecile cât și anticariatele fac parte din industria de carte. Evident, industria este condusă de vânzările directe, dar nu numai asta. Sectorul cultural înseamnă și biblioteci, care trebuie și ele susținute, înseamnă și anticariate, care trebuie și ele susținute și făcând cărțile să circule, mi se pare, și prin faptul că aceste volume ajung să circule, automat suntem mai drăguți cu planeta, omorâm mai puțin copaci, mai puțină risipă. Sfatul numărul 3 derivă în mod direct din sfatul numărul 2 și anume donează cărți. Nu vă spun de câte ori mi s-a spart o venă aproape văzând cărți la coșurile de gunoi, văzând
cărți care se aruncă pur și simplu pentru că oamenii nu știu ce să facă cu ele. Donați-le, duceți-le undeva, vindeți-le, ca așa să mai faceți rost de niște bani și voi. Dar haideți să nu mai aruncăm cărți în prostie. Să nu mai cumpărăm în prostie, dar nici să nu aruncăm cărți în prostie. Așadar, dacă este să ne învârtim în zona asta de cărți care circulă, poate este și asta o idee. Donați-vă cărțile, vindeți-vă cărțile, faceți-le să circule. Sfatul numărul 4 este unul la care am stat destul de mult să mă gândesc și am făcut și puțin research ca să nu vorbesc chiar așa aiurea. Mai ales de când a început pandemia și am văzut că din ce în ce mai mulți oameni au început să facă shopping online. Fie că vorbim despre cumpărături de mâncare, haine, cărți, totul s-a mutat online. M-am gândit ce repercursiune are chestia asta asupra mediului. Și am citit niște studii, și o să las câteva link-uri mai jos, care de fapt arată că shoppingul online este mult mai dăunător față de mediu decât este shoppingul în magazinele fizice. Pentru că se adaugă în mod firesc mai multe materiale de împachetare. Benzina curierilor care ți aduc ție cartea respectivă în loc de benzina dubiței sau camionului prin care cărțile, de exemplu, ajung la librărie. Și multe alte aspecte pe care în magazinele fizice nu le avem. Evident, în magazinele fizice avem alte lucruri care dăunează, precum mai multă lumină și lucruri de genul ăsta, dar, la urma urmei, ideea nu e să se închidă librăriile și așa stăm foarte prost cu numărul de librării pe care le avem în țară și mi se pare că dacă am începe să facem shoppingul de cărți din librării, odată că am susține industria, de care tot vorbim, în al doilea rând ne dăm un motiv uneori, din când în când, să mai ieșim din casă în toată nebunia asta. Trei la mână, nu cred că este cineva pe lumea asta care să nu-i placă să meargă într-o librărie. Și patru la mână, se pare că este și mult mai prietenos cu mediul. Așadar, poate ar fi o idee să începem să ne facem shoppingul de carte în librării decât să o comandăm online. Pe de altă parte, îmi dau seama că imediat oamenii pot spune că librăriile online au un marele avantaj al prețului. Corect, poate fi mult mai ieftin să-ți cumperi cărți de pe Elefant, de pe Cărturești, de pe Cartepedia și alte site-uri care comercializează cărți. În momentul în care vrem să avem grijă de buget, dar dacă vrem în aceeași măsură să fim și mai eco-friendly, ce cred că putem face este să dăm comenzi în bulk, să dăm comenzi mai măricele, ceea ce nu se contrapune cu primul punct, pentru că ce vreau să zic în felul următor. Am văzut săptămâna asta o carte care mi se pare interesantă și peste încă o săptămână mai văd încă o carte care m-ar tenta și poate peste încă două mai văd încă un titlu care ar fi interesant. Poate, din punctul de vedere al mediului și al resurselor, ar fi mai bine să comandăm aceste cărți deodată. Și mă gândesc aici efectiv la costurile și la resursele implicate pentru livrare. Împachetare, hârtie, hârtia de la factură, imprimanta care printează hârtia respectivă, benzina curierului care îți vine o dată în loc să-ți vină de 4 ori dacă ai dat 4 comenzi diferite și tot așa. Deci, dacă nu avem niște cărți fără de care nu mai putem trăi, haideți să așteptăm un pic să acumulăm mai multe cărți pe care ni le dorim și apoi să le comandăm. În plus de asta, mi se pare că mai sunt niște avantaje aici. Odată, că ne dăm seama dacă într-adevăr ne dorim cartea respectivă. Ăsta este un sfat pe care mereu o să-l vedeți în ceea ce privește shoppingul de haine compulsiv. Lasă-l acolo în coș, vezi dacă peste o săptămână, două te mai gândești la produsul respectiv și dacă nu, înseamnă că nu aveai cu adevărat nevoie de el. În al doilea rând, este foarte posibil ca și financiar să fie un avantaj pentru noi, pentru că poate peste o lună prindem niște reduceri mai mari decât dacă am cumpărat săptămână de săptămână. Dacă într-adevăr vrem să rămânem pe shopping online. Și eu vă zic sincer că am început să fac chestia asta în momentul în care comandam din străinătate. Ceea ce în sine este evident mult mai puțin prietenos cu mediul, din cauza tuturor resurselor care se pierd ca un pachet să ajungă din UK până aici, de exemplu. Dar, în momentul în care vreau musai să dau o comandă pe Amazon, să zicem, am foarte, foarte mare grijă să-mi pun în coș toate chestiile pe care știu că le-am vrut și că aș putea să le vreau măcar în următoarele 6 luni. Cred că nu a fost niciun an
în care să dau mai mult de 2 comenzi pe an din străinătate în ceea ce privește cărți și alte lucruri. Așadar, da, este o idee bună din punctul meu de vedere, atât pentru mediu cât și pentru propriile finanțe. Și ultimele 2 sfaturi au legătură cu tehnologia. Așa cum v-am zis, orice fel de articol ați deschide în ceea ce privește cititul mai sustenabil, toată lumea urlă sus și tare, schimbă formatul. Într-adevăr, cărțile consumă foarte multe resurse. Eu, personal, dat fiind că am lucrat într-o bibliotecă cu 10.000 de titluri timp de 6 ani, evident că nu voi fi niciodată un susținător al formatului electronic și atât. Așa cum am zis la început, da, știu că nu e bine, da, știu că electronic o putem duce mult mai bine pentru mediu, dar mi-e greu, mi-este foarte greu și mi se pare o diferență ca de la cer la pământ în momentul în care citim o carte fizică versus una în format electronic. Cu toate astea, am găsit și eu un format care să funcționeze pentru mine. De exemplu, eu personal prefer audiobook-urile în favoarea e-book-urilor, de exemplu. Mi se pare că experiența cititului este cu totul alta. Nu mai compar cititul unei cărți fizice cu cititul de pe un e-reader, tocmai pentru că experiența este alta. Mie personal îmi place mult, mult, mult să ascult audiobook-uri și știți asta deja, mai ales în zona asta de non-fiction. Nu ascult mai deloc cărți de ficțiune și mi se pare un compromis oarecum destul de bun. E ca și cum aș asculta un podcast mai lung, practic. Mult, mult, mult de tot îmi place și audiobook-uri puteți găsi gratis pe YouTube. Sunt audiobook-uri luate de pe Audible și încărcate pe YouTube. Un abonament la Audible în sine, dacă vreți să ascultați în engleză. Există câteva site-uri și la noi care comercializează audiobook-uri în română, nu foarte multe, dar sunt. Și mai sunt tot felul de site-uri pe care puteți găsi audiobook-uri. Dacă nu vă place să ascultați cărți, atunci, evident, un e-reader este varianta ideală. Evident, în zona de e-readere, cel mai cunoscut probabil este Kindle-ul, care din nou este un produs al Amazonului și prețurile la e-book-uri sunt foarte bune. Eu nu mai am un Kindle, am avut un Kindle, de fapt am în continuare, dar nu-l mai folosesc. În schimb, am făcut un mic upgrade în ceea ce privește e-readerele, am primit un upgrade, cadou de ziua mea de 30 de ani, și anume această tabletă Remarkable, care efectiv a devenit companionul meu cel mai bun în ceea ce privește lectură, lucru și alte lucruri de genul ăsta. Cum diferă o astfel de tabletă de un e-reader normal, din punctul meu de vedere, sau principalul avantaj, este acest pixuleț, ok, pe care poți să-l folosești ca să scrii pe tabletă, să iei tot felul de notițe, să faci tot felul de comentarii, adăugiri, corecturi și lucruri de genul ăsta. Mi se pare o tabletă perfectă pentru oricine lucrează cu texte foarte mult, dar și pentru oamenii care citesc și subliniază și își fac notițe de pe cărți. Merge cu cărți în format PDF, așadar uneori, prin mijloacele mai puțin ortodoxe, sunt chiar mai ușor de găsit poate decât e-book-uri, deși el în sine, din păcate, este un picuț mai costisitor decât un e-reader clasic. Dar, dacă lucrați cu texte sau dacă vă place să luați notițe în momentul în care citiți, asta cu siguranță este o variantă foarte, foarte bună. Plus că mai are avantajul ca orice comentarii faceți, în momentul în care resincronizați cu calculatorul, toate comentariile voastre rămân pe PDF-ul respectiv. Și ultima metodă prin care cred eu că putem fi un picuț mai sustenabili are legătură cu accesoriile pe care le folosim în momentul în care citim. Cu toții avem, cred că, miliarde de semne de carte undeva prin casă. Haideți să nu ne mai cumpărăm atâtea și să folosim unul, eventual unul de metal pe care putem să-l folosim multă, multă, multă vreme de acum încolo. Și un lucru pe care eu de-abia am început să-l folosesc și mi se pare cea mai tare invenție și măcar nu știam că există până să nu primesc tot așa de ziua mea chestia asta, este un carnet reutilizabil. Așa cum probabil mulți dintre voi sunteți, și eu sunt foarte pasionată de agende, carnete, carnețele, mi se pare că arată foarte bine. Dar, așa cum cărțile sunt foarte frumoase, dar și dăunează mediului,
așa și astfel de agende. Și dacă la cărți nu pot renunța, la agende mi se pare un picuț mai ușor, pentru că de-abia am început să folosesc un astfel de carnet reutilizabil. Eu am aici un Rocketbook Fusion și practic cum funcționează este că ai un pix pe care îl scrii, ca în orice alt carnet, o să vă las imagini mai clare jos, dar toată chestia asta se șterge. Se șterge cu apă și cu o cârpiță, nu înainte însă de a sincroniza ce ai aici în carnet cu o aplicație care apoi îți trimite toate aceste documente în Drive, în Cloud, unde ai tu nevoie. Mi se pare o invenție foarte, foarte smart și foarte eco-friendly. Asta este și destul de solid, adică nu l-aș lua, de exemplu, nu o să-l folosesc anul viitor la facultate, când o să mă duc zi de zi de zi, sper. Dar pentru orice altceva, cred că este o idee foarte bună și sper să mă țin de el, să învăț să-l folosesc mult mai bine decât îl folosesc acum, pentru că v-am zis, l-am primit recent. Dar mi se pare o metodă foarte bună de a reduce un pic consumul de hârtie, fără a renunța însă la plăcerea unei cărți în format fizic. Și cam astea ar fi 7 metode prin care eu cred că putem fi un picuț mai prietenoși cu mediul și în aceeași măsură să ne păstrăm totuși bucuria lecturii, bucuria lecturii unei cărți în format fizic, bucuria achiziționării unei cărți sau descoperirii unui titlu nou, dar aș cum am zis în aceeași măsură să fim și un picuț mai conștienți de impactul nostru asupra mediului prin acest hobby. Dacă v-a plăcut acest clip, dați un thumbs up. Spuneți-mi în comentarii care sunt acele lucruri prin care voi sunteți mai prietenoși cu mediul și atunci când vine vorba de cărți, dar și în general. Pentru că, așa cum am zis, în ultima vreme, de vreo 2 ani de fapt, am devenit foarte interesat de zona asta și sunt curioasă să văd voi ce faceți în direcția asta sau ce credeți că am putea să facem. Până săptămâna viitoare însă, când noi ne vedem, sper, cu un vlog de lectură care o să vă placă mult, mult de tot, citiți lucruri faine, faine și noi ne auzim pe Instagram. Bye!